Salutare, prieteni! Este aproape miezul nopții. Noi n-am mințit, noi nu ne jucăm cu jumătate de măsură. Noi suntem tot aici, în fața Serviciului de Informații și Securitate. Am declarat foarte clar că vom protesta permanent, că vom rămâne aici într-un protest peste noapte și iată că suntem aici, aici vom nopta, pentru că se încearcă excluderea noastră din cursa electorală într-un mod barbar, ticălos și ilegal. Am fost urmăriți, am fost filați, mi-au fost ascultate telefoanele și iată că într-un final se cere scoaterea unionistilor din cursa electorală. Unicii în drept să decidă dacă trebuie sau nu trebuie să fim în Parlament sunt cetățenii. Nu Sisul, nu Iesaulenco, nu Cecul, nu orice clan oligarhic, dar doar cetățenii Republicii Moldova, prin votul lor direct, secret și liber exprimat, sunt în drept și în putere legală să hotărască acest subiect. Am văzut foarte clar că chiar înainte să ajungem aici în fața Serviciului de Informații și Securitate, dumnealor deja știau că vom veni și aveau pregătită o reacție pentru presă în acest sens. Este încă o dovadă în plus a faptului că suntem urmăriți și filați. Trăim, dragi prieteni, în secolul KGB-ului sau chiar mai rău decât pe vremea lui Stalin, în care se filează, adică te urmărește cineva fizic, se interceptează telefonul și ești monitorizat non-stop în clipa în care vrei să te manifeste, în clipa în care vrei să participi în alegeri, în clipa în care îți exerceți dreptul legal fundamental de a alege și de a fi ales. Am văzut foarte clar corespondența semisecretă a Serviciului de Informații și Securitate cu Comisia Electorală Centrală, în care au încercat să sugereze faptul că noi am beneficiat de nu știu ce consultanță externă, necătând la faptul că se știe foarte bine despre consultanții lui Dodon, despre banii din punga lui Dodon, despre culiocul plin de bani de luat la Plahotniuc. Dumnealor, nu știu nimic în acest caz. La fel cum nu știu nimic în cazul răpirii judecătorului Ceaur sau în multe alte cazuri extrem de grave și chiar flagrante pentru Republica Moldova. Iată că unioniștii sunt problema lor, pentru că au încercat de-a lungul acestei campanii să ne murdărească, să ne pună în cârcă pe Dodon, pe Plahotniuc, pe Șor, pe Usat, pe Platon. N-au reușit. Au încercat să creeze imaginea distorsionată și eronată în privința noastră, precum că am fi extremiști, fasciști, comuniști, nu știu cum, n-au reușit, și pentru că au epuizat toate modalitățile de a ne denigra și au văzut că nu reușesc și au înțeles că unioniștii vor vota unioniști, încearcă să ne scoată din cursa electorală. Și toată lumea este de acord, toți au votat palma, și cei de dreapta și de stânga, cei de stânga, comuniștii, socialiștii, Dodon, Voronin, Cățiuc, nu ne vor pentru că suntem unioniști și pentru că n-au ochi să vadă România și o urăsc, iar cei de dreapta nu vor să împartă voturile cu noi. Cred ei că pot să forțeze unioniștii la un vot util. Domnilor, nu aveți pe cine vota așa că votați-ne pe noi, nu trebuie să votați unioniștii că nu-i momentul, că nu-i când haideți, nu, astăzi, haideți să facem ordine acasă și că nu mai vedem, haideți că nu știu ce. Au văzut că nu au încotro și atunci încearcă să recurgă la metode barbare, extremiste, de excluderea concurentului electoral pentru nimic, pentru un temei inexistent. În mod normal, dacă totuși suntem filați, interceptați și urmăriți în spațiu public, aceste acțiuni procesuale se pot realiza doar dacă există deschis un dosar penal în privința mea sau a colegilor mei, Valeriu Munteanu, Dorin Chirtoacă și toți ceilalți. În caz contrar, o asemenea măsură specială de investigație nu se poate administra. Dar noi știm că Republica Moldova se poate. Noi știm nu de ieri, nu de azi, am spus câteva săptămâni în urmă despre faptul că suntem interceptați și i-am surprins, i-am fotografiat și i-am filmat cum stau pe la terasă și noi ne întâlnim la terasă, în spațiu public, în parcuri, în locuri deschise, nu clandestin. Vorbim cu colegii noștri din România și eu sunt din România și Boris Volosatăi, care este cetățean al Republicii Moldova, tot este din România, și Ciprian Ciubuc, și Lilian Scriptic, și Andrei Busuioc. Toată lumea de la noi este din România pentru că suntem dubli cetățeni, pentru că România nu este străină. Și Maia Sandu este din România pentru că are dublă cetățenie. Este și Republica Moldova și România și Chicu și cei 6 deputați socialiști din Parlamentul Republicii Moldova. Deci România nu ne este străină, să fie foarte clar. Nu acceptăm un asemenea discurs și un asemenea mesaj șovin antiromânesc. Regretăm faptul și avem aici mari semne de întrebare că deși Serviciul de Informații și Securitate parcă nu se mai subordonează lui Dodon, Șor și Parlamentului, dar deja președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, observăm că acțiunile sunt aceleași, comportamentul este același și aici apar foarte mari semne de întrebare. Rămânem aici, suntem aici, vă îndemnăm să distribuiți acest clip video în direct, să dați un like, ne puteți ajuta în asemenea fel. Vedem aici că au venit și din partea mass media mai multe televiziuni, ne bucur acest fapt, cu părere de rău la
la protestul nostru de la Varnița, în care am demonstrat faptul că Republica Moldova nu garantează dreptul celor 300.000 de cetățeni din Republica Moldova să voteze și să aibă acces liber la informație, dar îngenunchem Republica Moldova în fața separatistilor care își pot bate de joc de noi la noi acasă. Aici, spre bucuria noastră, este mai multă presă, este mai multă vizibilitate și dumneavoastră sunteți mai mulți, ne veți găsi aici. Noaptea asta ei vor dormi acasă, lângă copiii lor, pe paturile lor pufoase și moi. Noi vom dormi aici, în semn de protest, pentru că luptăm pentru dreptatea moldovenilor. În aceste zile, vedeți cum se fraudează alegerile. Nimeni nu mai protestează împotriva faptului că cei din diaspora nu vor avea suficiente secții de vot. Trebuiau să fie 191, dar vor fi doar 150, pentru că cei de dreapta și de stânga au bătut palma din nou. Noi, unioniștii, noi, AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, suntem singurii care ne-am bătut până la capăt pentru diaspora și ne vom bate în continuare în instanța de judecată. Restul, toți ceilalți, au căzut de acord că nu ne trebuie prea multe secții de vot, că nu ne trebuie prea multă diaspora. În același timp, nimeni nu se implică în a condamna acest atac vehement împotriva unui concurent electoral, nici de dreapta, nici de stânga. Noi am fi reacționat prompt, noi am fi condamnat un asemenea gest, dar se pare că sunt mai aproape dinții decât părinții, mai aproape interesul personal decât cel național și cu regret constatăm că forțele noastre de dreapta sunt pasive atunci când sunt atacați colegii de pe flancul pro-european și pro-unionist. Regret acest lucru, aștept poziția oficială a doamnei președinte Maia Sandu în acest subiect. Mai mult decât atât, nu este pentru prima dată când SIS-ul acționează împotriva unioniștilor. Reamintesc, George Simion încă are interdicția aplicată de Dodon și, Plahotniuc, chiar dacă această instituție este de mai bine de jumătate de an subordonată președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Doamnă președinte, vă rugăm foarte mult, nu simulați sau nu vă prefaceți că nu se întâmplă nimic, pentru că se întâmplă acțiuni foarte grave și dumneavoastră aveți toată puterea și toate pârghiile legale de a interveni într-o manieră democratică și legală. Interveniți, chemați-l pe Iesa Unico la audieri, dacă nu vrea să ne primească pe noi în audiență. Ne-au închis ușa în nas, s-au baricadat și au fugit de aici, am văzut foarte clar cum au închis toate ușile și au fugit, așa cum sunt șoarecii de pe corabie naufragiată. Ei încearcă în fel și chip să facă în continuare jocul lui Plahotniuc, Dodon și Șor, plus Usatăi, dar mai nou și cu acordul tacit al partenerilor noștri pro-europeni de pe dreapta. Am sesizat toate ambasadele a României, a Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. Să știe toată lumea că în Republica Moldova se încearcă din nou fraudarea alegerilor și vicierea unei proceduri legale democratice. Salutări cu drag, Nichi și nou, dragi prieteni. Susțineți Alianța pentru Unirea Românilor, pentru că ne batem pentru fiecare moldovean și spunem adevărul, ne batem pentru dreptate, fără jumătăți de măsură și fără compromisuri. Eu cred că o să trebuiască să le arătăm la oameni. Da, da, sigur, da. Te rog, chiar te rog, cum dormim, unde dormim. O să mergem aici, sunt mai mulți colegi. Deci aici o să vedeți, este autocarul, o parte din oameni o să doarmă în aceste corturi care sunt. Aici avem o masă, oamenii sunt o parte din echipă, sunt oamenii de veche. O să vă arăt tuturor unde o să doarmă Vlad Bilețchi. Deci serviciul de informații și securitate. O să vă spunem și de ce anume aceste sacoșe negre, aceste culiocuri au fost puse aici, pentru că serviciul de informații și securitate ar trebui să se ocupe de astfel de cazuri și nici de cum de aceste intimidări la adresa noastră. Deci aici va dormi Vlad, jos, în semn de protest, și aici va dormi Valeriu Munteanu, pentru că ne-au închis ușa în nas și au ieșit nu știu pe unde, prin care ieșiri de rezervă. Noi o să-i așteptăm aici mâine dimineață la orele 8 sau 7 când vin la lucru. O să venim și o să insistăm pe o audiență pe care ei sunt obligați să ne organizeze. Trebuie să ne dea explicații, pentru că această corespondență ticăloasă între CEC și SIS, care are scop să scoată aurul, și aceste documente noi o să le publicăm. Deja sunt în mass media toată corespondența dintre ei și noi considerăm că nu putem tolera astfel de intimidări. Deci toată caravana ne-a urmărit cu mașini, ne-au ascultat telefoanele, iar acum deja încearcă să ne scoată din cursa electorală. Deci sunt mai mulți oameni. Ne spuneți de ce ați venit aici?
Două cuvinte să susținem românii care sunt maltratați, schinguiți de un regim de ocupație al KGB-ului rămas după urma lui Putin, după urma lui Dodon. Ăștia ne obstrucționează și vor să ne scoată din Basarabia. O să dormiți aici? Da. Așa, vă mulțumim. Ne spui de ce ești aici? Am venit astăzi aici ca să susținem unica forță românească de aici în Basarabia care vrea să fie scoasă din cursa electorală de oameni interloci, oameni care nu au niciun pic de demnitate românească. Credeți că SIS-ul procedează ca niște ticăloși prin corespondența care o au mișelește cu cecul? Așa, vă mulțumesc. Ne spui de ce ești aici? Ajutorul Dumnezeu să face mare unire. Ce părere aveți despre acțiunile SIS-ului? Părere de rău, negativ, deoarece nu m-am așteptat personal din partea SIS-ului, ci m-am așteptat din partea unor organe de stânga. Dar, din partea părerii rău, iarăși se vede că dreapta încearcă să ne lichideze și să păstreze iarăși concursul electoral doar a unui partid. Așa, vă mulțumim. O să dormiți aici? Da. Așa. Domn Munteanu, am filmat unii dumneavoastră, o să dormiți? Da, dacă puteți să ne spuneți mai multe despre aceste lucruri care se întâmplă, care încearcă să le facă pe la spate, ticăloșii de la SIS cu ticăloșii de la CEC. Este evident că este o făcătură, este evident că cei de la Comisia Electorală Centrală au avut nevoie de un demers, de o hârtie din care capăt să o ia și respectiv să inventeze motive pentru scoaterea aur din campanie electorală. Am spus astăzi de mai multe ori și o să repet pentru cei care sunt pentru prima dată în acest live. În data de 21 iunie, SIS a scris un demers motivat între ghilimele către Comisia Electorală Centrală, prin care ne-a acuzat că noi am avea consultanți din România, plătiți cu bani din România, și iată pe acest motiv a solicitat CEC-ului să ne excludă din cursa electorală. CEC a examinat acele argumente sau acea lipsă de argumente celor de la SIS și respectiv au scris într-un răspuns public și aceste documente pot fi verificate că ar fi insuficiente acele probe prezentate de SIS și le-au solicitat să le aducă mai multe probe. Noi am venit astăzi la 3:30 să discutăm cu directorul SIS, domnul Iesa Ulincu, să vedem foarte exact cine a primit, de unde a primit indicații și care sunt rațiunile pe care s-a bazat atunci când a pornit această tevatură foarte mare și acest început de scoatere a aurului din campania electorală. Era 3:30, domnilor cu siguranță erau la serviciu, dar ni s-a refuzat o audiență a mea și a domnului Bileschi. De ce am considerat că un sens de semn de protest vom înnota aici în fața Serviciului de Informații și Securitate, când acești stimabili domni își odihnesc oasele în paturile lor cu coase de acasă. Vor dormi aproximativ 25 de persoane, bărbați și femei aici, nu am obligat pe absolut nimeni. Sunt colegii noștri într-o credință noastră românească, cei care alături de vin să apere ideea noastră românească prin această acțiune, dar și ideea generală a Partidului AUR. Pentru că noi considerăm că s-a făcut și se face în continuare un mare abuz la adresa noastră și se încearcă scoaterea noastră din cursa electorală. Mai mult decât atât, mâine dimineață vom veni cu un demers scris și vom încerca din nou să ajungem în audiență la conducătorul acestui serviciu de informații și securitate, care, din punctul nostru de vedere, capătă elemente de poliție politică în situația în care, în răspunsul primit de la SIS în cea de-a doua jumătate a zilei de astăzi, au spus că ei nu monitorizează un partid aparte, ci monitorizează procese. Noi nu suntem procese, nu au dreptul să monitorizeze partidele politice fără un motiv întemeiat. Iar un motiv întemeiat, așa cum spune legea,
poate fi decât un dosar penal care exista, iar în cadrul acestui dosar penal, cu autorizația procurorului și a judecătorului, ar trebui desfășurate acțiuni speciale de investigație. Noi vrem să auzim de la Isaulinco sau, dacă nu vom primi răspuns de la directorul SIS, vom merge mâine dimineață și la procurorul general pentru a afla care a fost procurorul sau cine a fost procurorul și sau judecătorul care a autorizat realizarea măsurilor speciale de investigație. Și vorbesc aici despre filare, despre interceptare, despre fotografiere, despre filmare. Pentru că de când înțeleg, probele care ni se impută ar fi faptul că eu și sau domnul Bilețchi am băut ceai și suc, pentru că bere cu siguranță nu am băut, cu cetățeni pe care la vreo terasă, apropo, sincer, nu am băut niciodată și nu ne-am ascuns prin beciuri sau prin mansarde cu absolut nimeni, cu cetățeni pe care dumnealor i-au considerat cetățeni români. Sunt domnilor neprofesioniști, cetățeni ai Republicii Moldova și ai României, cu dublă cetățenie și nu trebuie să-i căutați în altă parte, veniți în cortul din stânga sau în cortul din dreapta și o să-i găsiți. Este, din punctul nostru de vedere, o mare, mare încălcare. Legat de dacă noi ne ținem de cuvânt sau nu, am spus la Tighina că vom dormi în corturi și am dormit în corturi și până nu ne-au gonit de acolo cu automatul Kalashnikov, nu am plecat. Nu exagerez deloc. Unul din cei mai mari sau mai marele transnistrienilor a venit cu un pistol pe care i-a arătat șoferului și în momentul în care ne-a izolat rând pe rând și ne-a scos de acolo cu fum, a reușit să intimideze șoferul nostru și a scos autocarul de acolo. Noi vom sta aici până ne vom clarifica legat de dosarul pe care credem că ni s-a deschis noul ASIS. Sau dacă ne vom clarifica asupra lipsei acestui dosar și atunci abuzul este mult mai mare și sunt elemente clare de poliție politică în situația în care s-au realizat măsuri speciale de investigație în lipsa acestui dosar. Dar haideți să vă arăt unde voi nopta eu în această noapte. Iată locul de aici, exact de lângă informații și securitate, este locul domnului Bilețchi. Domnului și-a ales să doarmă aici. Iar pe acest caldarâm, chiar pe pragul serviciului de informații și securitate, în acest sac voi dormi eu. Dacă vreți să vă fac această demonstrație, dar cred că este foarte clar, haideți, colegii insistă ca să le arătăm cum o să dormim toată noaptea. Și pentru cei care cred că spunem povești, noi invităm mâine dimineață la ora 6. Și o să fim tot aici, pentru că o să ne trezim pe la 6 cel mai probabil. Dar cineva își pune mâinile în cap. Domnul Bilețchi își pune mâinile în cap. Ok. Domnul Bilețchi își pune mâinile în cap pentru că ora 6 nu este ora. În comentarii bine. Oamenii își pun mâinile în cap și nu le vine să creadă că da, este posibil ca în Republica Moldova, în momentul în care ne lăudăm că am scăpat de regimurile oligarhice și începem a construi așa zisele vremuri bune. Da, vremuri bune, din păcate, vremuri bune din când vedem SIS-ul ne organizează nouă vremuri bune, toată campania am fost filați de ei, ascultați alegeri la telefoane, libere, da. Democratice, bla da. Bla bla. Ce cu a avut tentă? Cunosc foarte bine pentru că este sacul meu cu care merg să înoptez atunci când merg în diferite maratoane și astăzi noaptea voi dormi aici. Este protestul meu și protestul nostru împotriva fără de legilor. Noi nu trăim într-un stat liber în momentul în care noi, în calitatea noastră de partid politic suntem, și de oameni politici, suntem filați. În momentul în care SIS-ul cu elemente de poliție politică cotrobăiește prin lingeria noastră intimă, în momentul în care noi suntem filați atunci când mergem să ne întâlnim cu cineva. Și apropo, insist asupra faptului, dacă avem ceva de ascuns, ne-am fi întâlnit, nu știu, în România, ne-am fi întâlnit în beciuri sau în mansarde și nu am făcut acest lucru. Ne-am întâlnit cu cine am avut de întâlnit și de discutat, am făcut-o întotdeauna în spațiu public, deschis, la terasă, nu la restaurant. Și am băut suc, n-am băut rachiu acolo și n-am băut niciodată coniac sau altceva. Pentru că după aia, sincer, trebuia să mă urc la volan. Și am vorbit cu cetățenii Republicii Moldova. Nu ne-a consultat. Cel puțin am așa o revelație pentru detractori, că până acum spunea că ne consultă Federația Rusă. Toată lumea a înțeles că este vorba despre cetățeni ai României și respectiv am depășit inclusiv cu această ocazie o speculație foarte mare. Unul dintre colegi fumează aici și vreau să văd care fumează ca să-i rupă urechii. Inhalez fumul vostru aici, dar e departe, unde până și nu-l
Domnule Munteanu, care este semnificația acestor pungi cu calendare în spatele dumneavoastră? Da, este foarte interesant acest lucru. Noi am legat aceste pungi. Ideea este următoarea, iată că Serviciul de Informații și Securitate, timp de mai mulți ani, deși lucrurile erau aproape publice, Plahotniuc doar în stradă nu-i dădea lui Dodon pungi cu calendar tixite cu bani, cunoscute sau arhi-cunoscute drept culoace, și nu a văzut niciodată acest lucru. Nu a văzut niciodată image makerii și respectiv formatorii de opinie și cei care îl consultă, inclusiv în această campanie electorală pe Dodon. Ori dacă o să mergem pe sediu, pe strada Columna, acolo în șa de pe SRM-ul sediu, și o să stați acolo o jumătate de zi, o să vedeți cum intră și iese niște cetățeni îndesați la trup, care sunt de fapt din Federația Rusă și sunt cei care vin să-l învețe pe Dodon cum să spună prostii în campanie electorală, pentru că dacă ar fi de capul lui ar spune prostii mai puține, deoarece vin rușii aia care nu cunosc realitatea din Republica Moldova și îi sugerează tot felul de prostii. Cu cioara de pe gard, cu diaspora că nu trebuie să voteze și multe, multe alte prostii și aberații. Și pentru asta încă Federația Rusă le mai plătește și bani. Adică Dodon doar semnează borderourile de plată și noi am văzut foarte exact într-o investigație publicată de o publicație din Germania, în care era un raport inclusiv din raportul SIS, în care se vedea foarte clar cum Dodon a primit bani din Federația Rusă pentru campanie electorală de anul trecut. Desigur că Dodon Moldovean, fiind culpa, fura jumătate de bani și toate cheltuielile pe jumătate erau fictive. Iată, pe aceste cazuri SIS-ul nostru nu a văzut absolut nimic. Ne bucurăm foarte mult că nu ne impută alte prostii mult mai mari și s-au rezumat la aceste inepții care, încă o dată, repet pentru toți detractorii noștri, inclusiv pentru cei din partidele pro-europene și chiar aproape unioniste. O doamnă ieri la televizor, fost profesor universitar, îi imputa domnului Chertoacă: domnule Chertoacă, la ce hotel scump dorm colegii dumneavoastră din România care vă consultă? Și domnul Chertoacă le-a spus: cum? Dorm la mine în apartament. Este adevărat, domnul Chertoacă are apartamentul, doamne iartă-mă, unde a trăit mama înainte de a deceta, și apartamentul liber, și doi colegi care astăzi dorm în cort, și sunt de la București, dorm în apartamentul domnului Chertoacă. Rușine să fie și celor de la SIS, și celor care inventează gogoși, prostii și aberații și detractări împotriva noastră pe acest subiect. Declarăm cu toată responsabilitatea că se încearcă scoaterea aurului din cursa electorală. Există un document scris al SIS, există deja un document de răspuns al Comisiei Electorale Centrale, iar acum Comisia Electorală Centrală așteaptă informații suplimentare, probe suplimentare de la SIS. Iar consecința în situația în care SIS-ul umple, dar nu are de unde să umple, pentru că noi declarăm cu toată responsabilitatea că nu am primit servicii de consultanță interzise din partea nimănui, atunci ar trebui să ne scoată din cursa electorală, pentru că Comisia Electorală Centrală deja a umplut, dacă vreți, cu conținut toată partea descriptivă și decizională a unei hotărâri de excludere din cursa electorală. Urmează doar să anexeze două probe video sau două interceptări telefonice sau orice altceva. Pot snicate nu doar în telefoane și nu doar, dar pe unde vor, și nu vor găsi absolut niciodată. Noi, AUR, am respectat întotdeauna și legea României, și legea Republicii Moldova, dar și credința noastră în neamul românesc. Dacă este o încălcare a legii să-ți iubești țara, dacă este o încălcare a legii să fii român, dacă este o încălcare să stai cu frații tăi la oaltă, înseamnă că da, suntem pasibili de pedeapsă. Dar noi am considerat și considerăm în continuare cu tărie că este un abuz asupra noastră. Mai mare abuz am văzut astăzi la Serviciul de Informații și Securitate, de exemplu, decât la separatiștii transnistrieni. Am venit aici la 3:30, am deschis o ușă unde era cineva
undeva la secția de primire, de cât înțeleg la ei, și am vrut să discutăm cu directorul SIS. Am făcut un mod protocolar, în mod instituțional, a venit președintele partidului cu un membru și a vrut să discute cu directorul, la care ni s-a închis ușa în nas, n-am vrut să discute cu noi, după care la toate telefoanele pe care le-am dat ni s-au spus minciuni, iar la 5 fără 15 au și închis ușile și au fugit și s-au ascuns și au ieșit ca șoarecii pe alte uși, pe alte porți. Acesta este răspunsul, dacă vreți, din partea unei instituții plătite consistent din banii cetățenilor. Nu învinuim pe toți colaboratorii Serviciului de Informație și Securitate, nu învinuim în acest sens pe toți colaboratorii Ministerului Internei, suntem absolut siguri că marea lor majoritate, ca și medici, ca și învățătorii, ca și alți oameni din domeniul public își fac cinstit datorie, dar iată, sunt angajați o sumă de lichele și de instrumente care sunt puși la cale pentru ca să ne fileze, pentru ca să ne facă rău. Eu închei aici, vă spun la revedere și ne vedem mâine dimineața exact în același noapte bună. O să vă arăt aici camera de sus care da, tot care se... Tot da. Deci... Acolo cineva merge și strigă Rasia. Ăștia sunt provocatori despre care noi am vorbit, care sunt trimiși. Actezi. O să mergem așa. Așa. Să vedem. Deci acești oameni au fost trimiși să strige Rasia. Cum strigați acolo? Rasia! Așa, vedeți? Rasia. Așa. Vedeți Rasia. Rasia că Rasia. Rasia nu e Rasia. Nu e Republica Moldova. Почему ты пишешь Россия? Так сегодня играла в национальной Германии, в национальной командой Англии. И какая Россия не играла? Да, я за. А зачем провоцировать? Не за кого. Не за кого, а зачем провоцировать? Так, что я провоцирую? Мы же, ну, ты же знаешь, что мы тут протестуем, потому что наш СНАП работает за Россию. Так это провокация вот, Россия, Россия. А стой, провокары. Ца стригачине во Румынии? У тебя на майке что? Да, ты дюни твой лад. Велика Румыния, да. Да. Asta e Republica Moldova, asta e istoria Republicii Moldova. Da, nu vorbim cu inepțile astea, că la istorie crede-mă că am vreo două facultăți, peste tine vreo două facultăți. Îmi spui în ce an s-a născut Ștefan? Îmi spui care e prima capitală a Basarabiei, a Moldovei? Îmi spui unde a fost îngropat Ștefan? Dacă vrei la istorie, eu pot vreo două luni de zile să te plimbu și te bat la toate întrebările. Intelectual, prietene, nicio problemă. Ideea e care? Nu este bine să treci, eu înțeleg că e băut o bere, dar nu este bine să treci, să strângi Rasia. Noi nu ne provocăm, suntem băieți educați, putem să strângem să strângem. Ți-a strigat cineva de urmă? Tu ai trecut și ai strigat. Tu ai trecut. Hai spune. Я же видел видео, как вы приехали в Предисловие. А что? Нет, Россия признала или нет? Это оккупированная территория. Ответ на вопрос. Россия. Вы заехали на чужую уже территорию. Когда? Россия признала независимость Приднестровья. У нас закон. Нет, это не ответ. Беларусь, Казахстан, Россия, Украина признала. Это очень важно. Для меня нет. Нет. Так ты в Приднестровье, Саш. Нимене Лумен. Вы в Урбеску Румыны. Супер. Дай еще дорожку. Влад. Юрий, dar nimeni în lume... Tu cum mă filmezi? Eu vorbesc cu mâini în limba română. Așa. Să nu văd în civilizare. Dacă ești direct, hai cu... E live, ăsta e live. Nimeni în lume... Adică haideți să vorbim de parcă ne-ar vinea. Dar noi n-avem și ascunde. Dacă tu n-ai de ascuns nimic... Instagram. Facebook. Iacov. 4G. Publicitate gratuită. Da. Transnistria nu există. Este Republica Moldova. Ei sunt separatiști acolo. Sunt teritoriul ocupat.
Нет, ничего не существует. Это все фикция. Вот сейчас, если мы кушаем, сейчас мы республика aparte, сейчас мы президенты, сейчас мы депарим банк. А, я говорю, мы окупаем кладирь эту, кладирь, где командратил. Ну, есть, но есть реконоскопы. Это ничего стало в ломе. Никер не может скинуть. Надо же не признать, но оно и мы сейчас ломим жумататы де апартамент, декларируем, Independent. На каком основании, что реконосите Транснистрия? Юрий, да? Acolo se află 300 de mii de oameni din Republica Moldova cu drept de vot. Noi ca parte, de la rezultat. Vrem să televizăm. Vrem să ne ajungem. Asta nu ar fi bine pentru că e târziu, dar poate ne urmăresc și oameni și copii să nu promovăm și gara. Iuri, acolo sunt 300 de mii de oameni care au drept de vot. Și lor nu ne se garantează, ba din potrivă li se interzice acest drept de vot, decât să se parafiști. Că eu ca partid vreau să merg să fac campanie electorală. Sunt pentru mine, nu sunt pentru mine, oamenii sunt greu scotărați. Dar oamenii nu au acest vis. Dacă tu spui, pentru mine, nu pentru mine, dar eu ca cotăresc pentru mine, adică. Așa. Și ia că eu am trecut și am strigat, Rusia, da? Dar vezi, noi nu ne aruncăm cu pietre. Noi ne strigăm Moldova. Și eu ascult cu voi. Păi vezi? Dar știi și pățăm noi acolo. Pentru că noi, cetățenii, trebuie să vorbim și să nu spunem că există un conflict etnic. Vezi? Noi discutăm și noi dezbatem. Eu îmi spun ideea mea, tu îți spui ideea ta. Și este o luptă de idei. Dar nu o luptă de oameni. Da, nu, smătri, nu mojăm să văd o treabă cu asta. Da. Nu, u nas, nu, u mine să iei idee, u nas să iei idee. Nu, noi же не бросаем так. Dacă vine o mașină pe stare, dacă vine o mașină din Transnistria, în Republica Moldova, cu numele Transnistrieni, arunc cineva cu pietre între sat. Но я и буду против, чтобы они приехали и сделали. Ну, я с тобой согласен. Ну, потому что здесь наше государство, и там нет. Pe data de 9 mai, de regulă, vin minimum câteva sute de mașini care fac aici agitații, care majoritatea cetățenilor... Eu vorbesc despre altceva. Oamenii vin, indiferent de ce părere au, oamenii nu se bat între ei. Dacă se duce cineva de la noi, se duce cineva la Tiraspol, tot oamenii nu se bat. Așa. Deci conflict etnic noi nu avem. Așa. Înseamnă, ce probleme? De religie noi nu avem probleme. Așa. Să știi că în lume sunt doar două conflicte, de etnie și de religie, care nu se rezolvă. Da, așa. Astea două nu se rezolvă. Da. Restul se rezolvă. Știi care e problema? Eu cred că problema e în clanurile mafioti, care au careva interese. Во-первых, не в клане мафиоти. Вот смотри, я родился в русской семье. Și care e problema? И меня так воспитали. То есть, ну, моя мама русская, мой отец России. И то есть, если кто-то встанет против, то я встану за отца. То есть, моя мама молдаван, честно. Но меня так воспитали. И даже если я кричу «Россия» и вы подбегаете, то почему? Почему вы считаете это за провокацию? Я не понимаю. Ну, партия де провокер. Знаешь, нам будут партии де провокер. То есть вы подтверждаете, что вы тоже провоцируете? Ну, давай. Но я могу партию. Пиной, а он фос, ламин, триниш. Ворбица румына. Скачал, сын провокер. Eu sunt vorbesc cu român. Amic, dacă se poate. Eu sunt vorbesc cu român. Amândoi. Tu că cunoști limba. Eu cunosc limba, dar nu vreau să vorbesc. Dar de ce? Dar nu e problemă, cum dorești. Sunt o mare parte. Eu родился в русской семье, почему я должен сюда? Ну, вещь, как, например, так есть. Это получается что? Это получается ко мне какое отношение? Ну, то есть это как оно называется? Дискриминация? Нет, не дискриминация, это называется по-другому. Nu, chestia între aceea că, de exemplu, dacă eu am plecat în Italia, eu am studiat primul lucru, am studiat în Italia. Da, da. Și primul lucru care ai făcut, ai învățat engleză, că altfel tu nu poți să te afli acolo dacă nu ești. Fix așa și istorie, de exemplu, dacă cineva vine și vorbește strict în rusă, eu îl întreb personal. Domnul, sunteți turist? Nu, eu m-am născut aici. Dar nu cunoști limba statului ăsta? E, nu, că nu ne-a trebuit. E, înseamnă că ne ignorezi pe noi. Limbi. Da, da, nu, în față nu se referă la tine, se referă la cei care special ne ignorează. Da. Nu vor, sau o cunosc și nu vor, că nu e problemă, în sensul, eu vorbesc rusă la perfecție și pot să-și traduc, unde stau eu, traduc la ruși care vin să lucrează la firme. Eu nu înțeleg sensul de care ați venit 10 oameni la mine când am strigat Rusia. Nu, pur și simplu, nu ne s-a părut. Eu am înțeles sensul că tu ai strigat Rusia. Scopul tău care a fost? Scopul tău care a fost? Eu de atunci, din centru când vin, eu strig Rusia. Dar nu e. Ai, nu, tu eri tu propriu aici când ai văzut tricolorul, când exact. Ce este de asta, da. Nu provoci. Da, nu suntem băieți în bucată. Noi niciodată n-am să... Și noi nu sărim la bătaie. Nu fost băieți educat, eu sărim la bătaie, ori mă ducem cu...
Eu vreau să spun despre altul. Sigur spun că ești născut într-o familie mică. Absolut nu avem nicio problemă. Ideea e că la noi, în Chișinău și în Bălți și în general, pe întreg istorie publică și Moldova, trăiesc multe naționalități. Mulți care vorbesc limba rusă. Și trăiesc absolut tot ok. Exact așa cum rușii, de la Tiraspol, da? Sau din altă parte, așa zis, e Transnistrie, ar putea să conviețuiască absolut normal la Chișinău, pentru că tot nu cred că întâmpin mari impediment că ești... Cu voi, absolut, adică, cum se spune, da. De exemplu, eu nu înțeleg care scopul care ați venit. De exemplu, voi strigați România, da? De exemplu. Noi nu strigăm, noi pur și simplu protestăm împotriva SIS-ului, împotriva SIS-ului. Noi protestăm pentru că ei vor să ne spargă noi din cursă. Noi protestăm. Noi, dumneavoastră treceați pe drum, nimeni nu v-a zis nimic. Nu v-a și eu nu v-am spus nimic. Nu, dumneavoastră, în semn de provocare, ați spus Rasia. Rasia odată. Și noi pur și simplu știm pentru că înainte de dumneavoastră au mai fost câțiva oameni care au încercat pe noi să ne provoace și noi, odată ce eram în live, noi am zis, eu am zis, domnul Dodon, să mă apropii. Salut. Așa? Vă salut! Așa, trăiască România mare! Rusie! Deci am vrut să filmez acești oameni care au strigat Rusia. Eu înțeleg că aveți viziuni diferite și poate n-ați făcut asta. Nicio problemă. Și ia că eu stau de asta și vreau să vă spun că noi avem viziuni diferite. Dar trebuie să credeți că Rusia e democrație? Nu, credeți că așa, nu. Așa în nu fac, că fug 10 oameni după unul și îl filmează și așa mai departe. Da, mă rog, noi de unde am știut cine ești și intenția ai. Mai bine să te filmăm să vedem, poate... Să văd intenții, eu nu mă duceam mai departe, eu așa și mă apropiam. Dar crezi că în Rusia este libertate și democrație? Tu crezi că Rusia este? Rusia azi este democratică și liberă? Tu ai văzut ce a pățit Navalny? Ai văzut l-au trăjit de 20 de ori, l-au... Da, nu ați văzut ce a făcut Putin în 20 de ani. Am văzut. Nu. Moscova și atât, nu a făcut nimic. Tu vezi că situația Rusia e situația. Rusia e un stat foarte bogat. Nu. E un stat foarte bogat. Am prieteni la Moscova, am care trăiesc. Eu cred că n-ați fost. Eu am fost în Moscova. De asta rușii pleacă cu setloc în America. E plin Europa. Eu vă doresc sănătate, să fiți sănătoși, adică să fim peți oameni. Eu plec, eu am lucruri în el dimineață. Scopul voastră stați aici, nopțele și nu suntem, noi avem scopul nostru. Poate să împărăm la situația asta. Dar vreau să vă mulțumesc. Știi că ai văzut că avem ceva cu România mare, o străim tot în salarii decente, în pensie, în alocații și în drepturi europene. Deci, vă uitați la mine în voi, toți oamenii care sunt la mine și majoritatea o să fie de acord. Noi majoritatea avem pașaport românesc. Chiar dacă suntem ruși. Da, corect. O sumenire, eu îi cunosc. Cunoscut și moldoveni care nu cunosc rusă și au pașaport rus. Sunt? Nu, la Transnistria s-a dat la toți, în masă. La Transnistria s-a dat... Noi trebuie să trăim într-o țară bună? Da. Așa să vedem. Noi pentru ce stăm? Și, adică protestăm și avem ideile noastre. Să trăim într-o țară bună. Nu zicem acum de Transnistria. Acum zicem de țara noastră. Noi trebuie să fim... Și așa e porcica noastră, a țării noastre. Adică să nu fim cu nimeni, dar să fim o țară și să fie un om care să ții tot asta și să ridice. Acolo e teritoriu ocupat. Trebuie să recunoaștem că Transnistria e teritoriu ocupat. Cu țările care sunt mai modificate și mai... Adică noi trebuie să avem cu dinții... Și cu cât mai repede armata rusă se duce din Transnistria, cu atât mai repede se rezolvă problema transnistriană, care o creată ei. Anume a noastră. Eu mă bucur că sunteți deschiți, vă urăm seară bună, sănătate și să știți că noi nu suntem răi, noi suntem băieți buni. O să merg. Deci, oameni buni, cu toate că am crezut că este o provocare, Vlad, dacă ai putea să ne spui mai multe, pentru că am intervenit eu, dar totuși... Ești mai fresh, mai plin de energie la ora asta. Da, pentru că tu te-ai trezit dimineața la orele 7, ai fost în câteva raioane în caravană. Și părere ai despre oamenii care au cetățenie română, de familie mixtă și care strigă Rasia. Deci, ce facem cu acești oameni, pentru că... oamenii trebuie să cunoască ce poziție avem față de ei. Sunt sigur că și ei vor deveni cetățeni deplini ai României mari,
Este doar o chestiune de timp în cât interval de timp vor înțelege că România este pentru toți, că este și pentru ei. Și eu sunt sigur că într-un scurt timp, așa cum strigă ei astăzi Rusia, vor striga România și vor înțelege că Rusia e departe și noi nu mâncăm gloanțe sau tancuri, dar noi vrem să avem drumuri bune, salarii, pensii, viață decentă, telefoane mobile performante, internet performant, calculatoare performante și o viață de calitate. Și toate acestea ne le poate oferi doar România, doar Uniunea Europeană, pentru că acolo e civilizația și dincolo e războiul. Deci în momentul în care încerci să pui pe hârtie, domnule, ce produce bun Federația Rusă și ne exportă și ne dă și ce produce bun Uniunea Europeană sau alte state civilizate din vest. Alegerea este evidentă. Vreți să vă plimbați pe Mercedes BMW sau pe o Lada sau Moscovici? Vreți să aveți un telefon cât un kilogram care nu prinde mai mult de 5 metri? Sau vreți să aveți cele mai performante telefoane din lume? Vreți să aveți internet cu viteza luminii sau cu viteza de fibră optică? Sau vreți să aveți telefon prin... sau vreți să aveți internet prin telefon? Care ori telefonezi, ori stai pe internet. Vreți să aveți drumuri bune sau tancuri și muniții și război? Lucrurile sunt foarte simple, din păcate încă multă lume trăiește în necunoaștere, în minciună, în propaganda sovietică. Federația Rusă și regimurile oligarhice de aici țin captivă Republica Moldova în interes propriu. Ați văzut foarte clar cum Plahotniuc i-a dat o pungă cu banii lui Dodon, punga trebuia să ajungă la Cornel. Țar zice Corneliu Furculiță, care este principalul proprietar și administrator a companiilor de televiziunea lui Dodon, cum ar fi NTV Moldova, cum ar fi Accent TV, RTR Moldova și altele. Deci este un întreg holding mediatic de propaganda Federației Rusă Republica Moldova, unicul interes al cărora este să mintă, să mintă și iarăși să mintă. Propaganda de dimineața până seara, ca să nu mai scăpăm o dată de coți, de bandiți, de nostalgia Imperiului Sovietic, ci să trăim în libertate, într-o viață decentă, așa cum trăiesc celelalte popoare latine. Noi suntem popor latin, nu suntem popor slav. Noi avem o apartenență etnică și identitară europeană, nu doar despre Uniune vorbesc, dar la nivel de continent european. Nu există nicio posibilitate ca Republica Moldova să devină rusească. Basarabia este românească sau nu este deloc. Acesta este adevărul istoric și asta spunem fără jumătate de măsură. Dragi prieteni, noi v-am ținut foarte mult, este deja ora 12:10 minute, vă dorim o noapte liniștită alături de cei dragi, cu gândul la noi. Sperăm foarte mult că ne susțineți, că sunteți solidari împreună cu noi, că veți distribui acest clip video și veți da mai departe pentru ca toată lumea să vadă și să înțeleagă că Republica Moldova încă trebuie să mai lupți, că deși unii se bat cu pumnul în piept că am scăpat de Plahotniuc, gata, vremuri bune, nu este adevărat, Plahotniuc este Republica Moldova prin sistemul dictatoresc, prin corupție, prin bani, prin SIS, prin CEC, aici și vedeți că dreapta bate palma cu stânga atunci când au un interes comun, stânga n-are nevoie de unioniști pentru că ne urăște, dreapta nu vrea să fim în cursă pentru că vor să ne ia voturile și vor să aplice tehnologia votului util. Domnilor, n-aveți pentru cine vota, haideți votați-ne pe noi, că posibil să nu treacă pragul, că nu o să fie înscriși în cursă. Și tot așa mai departe, se instaurează practic o dictatură, exact ca după 2009. Ne-au promis că îl dau jos pe Voronel și îl bagă la pușcărie și au bătut palma. Au furat miliarde și iată ne suntem în 2021. Exact același lucru, istoria se repetă, Republica Moldova și doar unioniștii sunt calea, doar unioniștii spun adevărul, doar Alianța pentru Unirea Românilor are un proiect și un program politic real, sănătos, care se poate implementa și care poate duce Republica Moldova spre calea dezvoltării și prosperității. Toate celelalte sunt minciuni. Da, o să mergem înapoi spre SIS și o să spun de ce noi suntem aici, pentru că mulți oameni s-au conectat acum. Deci SIS-ul mișelește ca niște ticăloși adevărați, au o corespondență cu CEC-ul, prin care informează pe CEC că se întrunesc circumstanțele de a ne scoate pe noi aur din cursa electorală, pentru că noi avem o viziune și o comunicare bună cu partenerii noștri din România. Ei ne cataloghează ca fiind asta o consultanță a oamenilor străini. Noi considerăm că românii de la București, de la Cluj, de la Bacău, de la Iași nu sunt oameni străini pentru noi. Deci noi, de fapt, nu beneficiem de niciun fel de consultanță. Sunt oameni cu care ne vedem, sunt oameni care au și cetățenia română și cetățenia Republicii Moldova. Ce pot să spun de SIS? SIS-ul nu a văzut atunci când Ilan Șor a corupt un raion, a furat o țară și a corupt un raion. Deci nu vede atunci când mii de oameni primesc pungi
cu macaroane, cu fișcă, cu ulei. Deci ei nu văd aceste lucruri, nu au văzut în circunscripția din Hâncești în alegerile repetate, atunci când candidatul Ștefan Gațcan a câștigat acel mandat de deputat și toți oamenii știau că el alimenta baloane cu gaz celor bătrâni, au corupt în văzul tuturor oamenilor, deci SIS-ul atunci nu a văzut absolut nimic. Deci SIS-ul nu vede acest Calinin care aseară la ProTV a avut un comportament porcesc, nu vede din ce bani sunt finanțați acești oameni, nu vede aceste partide pline de trădători, cei care militează, nu știu cum, patrioții Moldovei militează pentru unirea cu Rusia. Deci ei nu văd din ce bani sunt sponsorizați aceste partide, ce consultanți. Deci din absolut toți ne-au văzut numai pe noi, pe cei din AUR, că noi suntem cu România. Deci România nu este bună atunci când apare în alegeri. România este bună doar atunci când ne repară peste 1000 de grădinițe. România este bună atunci când ne salvează vieți 24 din 24 prin SMURD, elicopterele SMURD care vin și iau cele mai grave cazuri, atunci când noi avem foarte puține ambulanțe și drumurile noastre proaste fac ca uneori oamenii să moară în ambulanțe, în drum spre spitale. În alte cazuri, aceste spitale nu au destule utilaje pentru a face față anume cazurilor date. Deci România este bună doar atunci când ne ajută în pandemie, atunci când ne donează vaccin, atunci când ne donează măști, atunci când ne donează viziere, atunci când ne-a reparat, ne-a construit un sat întreg la Hâncești care a fost inundat. România este bună atunci... Satul. Da? Ce da. Sat? Am uitat Nemțeni. Pe... Satul Nemțeni. Da. Deci satul Nemțeni, eu am fost acolo în aceste Cruci, ale... Cruci. Noi s-au renovat, au venit frații. Eu am văzut pur și simplu un sat întreg, parcă un sat european, deci case da, noi. Da, da, da. Și am fost noi, noi luptăm pentru asta acolo. Eu mă bucur. Și ne zbatem foarte mult, dar din păcate orice se cumpără botele acolo. Realitatea că plătim taxe, plătim taxe în statul Republica Moldova, dar grădinițile și casele și satele trebuie să ne le facă România. De ce mai ținem acești tâlhari, acești corupți, de ce mai avem o astfel de conducere dacă grădinițile, școlile, chiar și pașaportul românesc a salvat peste 1 milion de familii, pentru că o mare parte din cetățeni se întrețin. Și încă continuă. Da, și încă continuă. Eu mi-aduc aminte când înainte oamenii dădeau câte 5.000 de euro, ajungeau prin munți, prin râuri, prin păduri, ilegal, în Italia să lucreze. Acum ai pașaport român și zbori ca un om în toată legea, la avion, cu contract de muncă. Care mai impedimente nu ai cu pașaportul ăsta, decât cu biometric, e clar că e mai bine cu român. Oameni buni, trebuie să înțelegeți că acest stat este condus de clanuri mafioase. Acest stat este, nu știu, dintr-o chipare la ce aici face SIS, deci nu știu care este bugetul de câteva sute de milioane pe an, dar ce fac ei? Ei nu văd coția, nu văd tâlcăria, nu văd atunci când gvardiștii din Transnistria își pun puncte și au pus 30 de puncte ilegale, ei nu au văzut acest lucru, nu au luat atitudine, dar văd atunci când noi vrem să promovăm mai mult România și înțeleg că dacă mâine... Îl frigi ca pe Iuda când îl frigi crucea, când îi dai așa cu crucea. Deci ca să înțelegeți, domnul trecea pur și simplu pe drum, ne-a claxonat, s-a oprit și s-a alăturat. Ideea care este? Vin de la Iaz. De la... Bine? Să mă recorez la Iaz. Așa. Și satul stai în casă, stiu, la toate posturile astea monopolizate. E clar că bună ziua, totul pornește la un post monopolizat în viața asta și... când îți posturi prostești care aparțin anumitor partide, declar că bună ziua că nu merge treaba cum ar trebui să meargă la țară băbuța care vinde o legătură de ceapă sau de usturoi în oraș, da? Ce scuze? Băbuța care vinde o legătură de ceapă de usturoi și e huiduită și luat sus tot de oligarhii ăștia, normal că nu o să știi și să fii informat ca cum suntem noi tineri informați pe internet, da? Păcatul cel mai mare e că tot pornește de la mass media. Băbuța e ținută în sărăcie și apoi vine salvatorul cu o sacoșă de crișcă de ulei, un salvator al de Ilan Șor,
și astfel el ajunge deputat. Dar noi ne apărăm dreptatea aici și o să ne apărăm toată noaptea. Vă salutăm, dragi prieteni, distribuiți acest clip video, au luptă până la capăt și susțineți-ne pe noi. Vă iubim și vă mulțumim!